Un bărbat foarte bogat s-a deghizat în om al străzii pentru a vedea cine îl ajută. Dar ceea ce s-a întâmplat apoi i-a uimit pe toți. Un bărbat foarte bogat, ale cărui averi se numărau în milioane, a decis într-o zi să facă un experiment neobișnuit. De mult timp simțea o neliniște profundă în legătură cu felul în care oamenii își arătau compasiunea față de cei mai puțin norocoși. Într-o noapte, după ce ascultase o discuție despre cum societatea devenise din ce în ce mai indiferentă la suferința celorlalți, a avut o idee neașteptată. A hotărât să se deghizeze în om al străzii pentru a observa cum reacționează oamenii când se confruntă cu cineva aflat în nevoie. A doua zi, milionarul a pus în aplicare planul său. Și-a pus o barbă falsă și a creat un aspect neîngrijit, cu haine murdare și rupte, și s-a transformat într-un om care părea să trăiască pe străzi de ani de zile. A ales o stradă foarte circulată, unde mulți turiști și localnici își petreceau timpul, și s-a așezat pe betonul rece, lângă o cafenea populară. A pus lângă el un afiș pe care scria simplu: "Vă rog, ajutați-mă, îmi este foame." În prima zi a observat cum zeci de oameni se opreau la cafenea pentru o cafea sau o gustare, dar niciunul nu părea să-l observe pe el. O oră mai târziu, un tânăr s-a apropiat și i-a aruncat în farfurie câteva monede de 10 bani. Gestul însă a fost făcut într-un mod atât de lipsit de respect, încât milionarul s-a simțit mai umilit decât mulțumit. Deși era primul care îi dădea ceva, sentimentul amar al indiferenței era copleșitor. Pe măsură ce orele treceau, indiferența oamenilor devenea din ce în ce mai evidentă. Nimeni nu-i oferea nici măcar o privire, iar bărbatul bogat a realizat cât de tristă era această realitate. Seara, dezamăgit și confuz, a plecat acasă, hotărât să mai încerce încă o dată a doua zi. Dimineața următoare și-a repetat ritualul de deghizare și s-a așezat chiar în fața cafenelei, gândindu-se că, poate fiind mai vizibil, oamenii vor reacționa diferit. În acea zi, la cafenea lucra Irina, o fată tânără cu o poveste de viață greu încercată. Deși era tânără, soarta nu fusese deloc blândă cu ea. După ce părinții ei muriseră la scurt timp unul după altul, Irina rămăsese singură pe lume, fiind ajutată doar de o mătușă care abia se descurca și ea. După terminarea liceului, deși era o elevă bună și învăța foarte bine, Irina nu-și permitea să meargă la facultate. Și-a spus că va merge în anii următori, după ce va reuși să se pună pe picioare, așa că s-a angajat la cafenea pentru a se putea întreține. Când a deschis cafeneaua în acea dimineață, Irina l-a observat pe omul sărac stând în fața intrării. Spre deosebire de alte angajate, care poate ar fi cerut ca bărbatul să plece, temându-se că ar putea strica imaginea cafenelei și ar îndepărta clienții, Irina nu a făcut asta. Știa prea bine ce înseamnă să nu ai bani, să-ți fie foame și să nu știi ce vei mânca a doua zi. În timp ce lucra, Irina mai arunca din când în când câte o privire spre bărbatul nevoiaș, observând că nimeni nu părea să-i ofere vreun ajutor. Când a venit ora prânzului, Irina trebuia să ia o pauză. A ieșit afară și a privit din nou spre omul străzii, dar a văzut că farfuria lui era la fel de goală ca dimineață. "Săracul om," gândea ea, "oare cum se descurcă? Nimeni nu se oprește să-l ajute." A intrat înapoi în cafenea, a pregătit o ceașcă de cafea, a luat un corn din vitrină și l-a pus pe o farfurie, apoi a ieșit din nou afară. S-a îndreptat spre bărbat și i-l-a întins, spunându-i cu o voce caldă: "Îmi pare rău, nu am bani să-ți dau, eu îmi voi primi salariul abia peste 2 săptămâni, dar îți pot oferi această cafea și acest corn pe care le primesc gratis de la cafenea. Astăzi mă voi lipsi eu de ele, v-am văzut și ieri și am observat că nimeni nu te-a ajutat. Asta este tot ceea ce pot oferi. Poate te ajută să treci peste ziua asta grea." Bărbatul a fost profund mișcat de gestul fetei. Cu lacrimi în ochi, a întrebat-o: "De ce ai făcut asta pentru mine? Nu mă cunoști și nu ai obligația să mă ajuți." Irina a zâmbit trist și i-a răspuns: "Știu cum este să nu ai nimic. Am rămas singură pe lume, părinții mei au murit, iar mătușa mea mă ajută cum poate, dar este foarte greu. După liceu nu am avut bani să merg la facultate și m-am angajat aici ca să mă pot întreține. Adesea, cornul și cafeaua pe care le primesc la serviciu
Sunt singura mea masă pe zi. Dar nu pot să trec pe lângă cineva aflat în nevoie fără să fac nimic. Bărbatul a ascultat-o cu atenție, simțind un amestec de tristețe și admirație pentru fata din fața lui. A luat cafeaua și cornul, mulțumindu-i din toată inima. După câteva minute, s-a întors la cafenea, cu cafeaua și cornul intacte. I le-a întins Irinei, care, surprinsă, l-a întrebat: "Ce s-a întâmplat? De ce nu le-ai păstrat?" Atunci bărbatul i-a răspuns cu un zâmbet: "Eu nu sunt un om al străzii, sunt un om de afaceri prosper. M-am deghizat pentru a vedea cum se comportă oamenii atunci când văd pe cineva în nevoie. Tu ești singura persoană care s-a oprit și mi-a oferit ajutor, deși știu că și tu ai foarte puțin." Ochii fetei s-au mărit de surpriză, iar mâinile ei tremurau ușor. Bărbatul a scos din buzunar un carnet de cecuri și a scris un cec de 500.000 de euro pe care i l-a întins fetei. "Acest cec este pentru tine, pentru a-ți cumpăra o casă, pentru a-ți continua studiile. Tu, deși nu aveai mai nimic, ai dat dovadă de bunătate și ți s-a făcut milă de mine." Irina era șocată, cuvintele îi rămâneau blocate în gât. Ezita să ia cecul, dar bărbatul a insistat, zâmbindu-i cu căldură. "Nu trebuie să spui nimic," a spus el, "bunătatea ta a spus totul." Fata, cu lacrimi în ochi, și-a recăpătat cu greu vocea: "Asta îmi va schimba complet viața. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, domnule." Auzind acea discuție, clienții care se aflau atunci în cafenea, deși erau uimiți și nu le venea să creadă că sunt martori la un asemenea act de generozitate, au început să aplaude. Acela a fost un moment extrem de emoționant pentru amândoi. Această experiență a oferit o lecție prețioasă despre umanitate și compasiune. Deși sute de oameni păreau bogați și lipsiți de griji, niciunul nu a făcut efortul să ajute un om care părea să aibă nevoie disperată de ajutor. În schimb, Irina, care avea atât de puțin, a dat tot ceea ce putea, pentru că știa prea bine ce înseamnă să fii flămând. Această poveste impresionantă ne amintește că în viață trebuie să arătăm respect și compasiune față de fiecare om, indiferent de situația în care ne aflăm. Viața este prețioasă și trebuie să ne iubim și să avem grijă unii de ceilalți, fără a rămâne indiferenți la suferința cuiva. Deși nu putem ajuta toți săracii din lume, fiecare dintre noi poate face un mic gest de bunătate zilnic. Dacă am face asta, lumea ar deveni un loc mai bun pentru toți. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.